Bună seara, dragi prieteni ai sportului cu Brandul, Frățică Dobre și Gușter Domozină transmit live meciul istoric dintre Lucian Bute și Jean-Paul Mendy. Bute seara, bună seara. Spuneam un meci istoric, suntem aici la Madison Square Garden. Greșit, suntem la sala polivalentă chiar aici în capitală. Mă rog, parcă-i tot una. Peste 200.000 de spectatori adunați aici la... De fapt, cam vreo 10.000 așa doar, Frățică Dobre. Apoi ce mi-s 10, ce mi-s 200? Așa, meciul va fi transmis în peste 108 țări de pe planetă și câteva colonii de pe Marte. De fapt, în doar 8 țări, Frățică Dobre. Da, cum spui tu, o audiență record pentru frunza Elenei Utrea, dar cât de cât și pentru Lucian Bute. Peste 2 miliarde de spectatori. 80 de milioane doar, te corectez, Frățică Dobre. Băi, da, nu mă mai tot corecta, mă. Liniște, liniște, se intonează imnul. A, nu, este doar imnul Canadei, putem vorbi. Așadar, au venit și câțiva consăteni quebecani de-a lui Lucian Bute. Așadar, Bute va începe cu un clasic 4-4-3. În poartă, Bute, linia de fund, Lucian Bute, Bute Lucian, Bute și Luci Bute. La mijloc, Bute, Bute și mijlocaș defensiv, Bute. În atac, ne punem speranțele în Bute, Bute și vârful autentic Lucian Bute. Începe meciul! Hai România! Hai Bute! Dă-i în gornă, Luciane! Haide! Bute țintește după mucometru! Ratează! Șut în pofă! Gol! Bute! Gol! Meciul se încheie! Mendy primește cartonașul roșu, este eliminat pentru o intrare dură cu capul la pumnul lui Lucian! Sunt sigur că Piedone ar fi tare mândru de Lucian Bute în acest moment! Da, Mendy este acum într-un colț, numără niște bani! Cam asta a fost tot, vă mulțumim pentru audiența record! Bute face cinste încă o dată României și îi îmbunătățește imaginea. Da chiar, uite, și te mai mir că nu suntem bine văzuți în lume. De ce spui asta, Frățică Dobre? Păi tu știi care va fi imaginea României în lume după meciul ăsta? Care, Frățică Dobre? Un francez bătut mărge un român.